Noile legi care vin în sprijinul comunității, femeilor și al familiilor au fost prezentate pentru doamnele din Comuna Godeanu de către Tania Lăin, Magda Dumitrescu și Andrada Turbat, reprezentante ale organizației PSD Mehedinți, alături de doamna primar Sabina Gheorgheci. Aceștia susțin clasa feminină și tinerii care vor să-și întemeieze o familie și oferă suport acestora. Creșterea natalității a devenit o prioritate pentru ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse, deoarece România se confruntă cu o masivă scădere demografică. Deși programul pentru sprijinirea cuplurilor infertile funcționează deja în țară, toate familiile au nevoie de susținere și după ce copiii vin pe lume, iar noile legi care urmează să fie adoptate au menirea să încurajeze tinerii în a-și crea o familie și în a crește un copil. Partidul Social Democrat de fiecare dată a apreciat femeia și a văzut în ea un om care, pe lângă faptul că e mamă, e soție, poate să aibă un loc și în politică și poate face lucruri mărețe în politică. Referindu-ne chiar la Consiliul Județean Mehedin sau la municipiul Drobeta Turnu Severin, și aici domnii care ne reprezintă, să zic așa, au pus femei pe locuri eligibile, dar celelalte partide, ca să spun așa, nu au văzut așa lucrurile și, din păcate, femeile nu au fost vizibile. Tocmai de aia, doamna Firea și-a propus acest proiect. Femeia e puternică și femeia merită un loc în politică. Invitate de onoare au fost femeile Comunei Godeanu, cărora li s-a prezentat în detaliu pachetul legislativ pentru creșterea natalității, dar și un set de legi care vine în sprijinul tuturor mamelor din România și care le facilitează familiilor procesul de creștere a copiilor, astfel încurajându-i că nu sunt singuri și au asigurat o mare parte din sprijinul de care au nevoie. Tania Lăin, Magda Dumitrescu și Andrada Turbat, membre ale organizației PSD Mehedinți, alături de doamna primar Sabina Gheorgheci, au prezentat doamnelor din comună toate măsurile pe care Gabriela Firea, ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse, dorește să le implementeze în perioada următoare. Toate aceste măsuri vin în sprijinul tuturor femeilor din România și arată încă o dată faptul că Partidul Social Democrat își dorește să fie alături de fiecare român, indiferent de vârstă, gen sau categorie socială. Am venit astăzi în Comuna Godeanu pentru a face cunoscut pachetul legislativ propus de ministru Gabriela Firea, care se referă la creșterea natalității și la susținerea familiilor cu copii și a părinților care muncesc. Țin să menționez că este prima acțiune pe care Partidul Social Democrat Mehedinți o face de acest gen, acela de a promova proiectele propuse de ministrul Gabriela Firea. Urmează să mergem și în alte comunități în județul Mehedinți. Mulțumesc pe această cale doamnei primar de la Godeanu pentru găzduire și pentru tot sprijinul acordat și sperăm ca lumea să fie foarte bine informată cu privire la aceste pachete legislative. Sabina Gheorgheci, doamna primar a Comunei Godeanu, a fost bucuroasă să le înștiințeze pe femeile din comuna pe care o administrează că noile legi vin în sprijinul tuturor și sunt bine meritate de către clasa feminină care face atâtea lucruri pentru comunitate, dar și pentru familiile acestora. Astăzi am fost în calitate de gazdă și le mulțumesc doamnelor că ne-au ales să fie prezente în comuna noastră. Este un proiect extraordinar din punctul meu de vedere. Sunt, recunosc, o feministă convinsă. Sunt genul de om care văd toate aturile pe care femeile le au. Îmi doresc să își etaleze toate aceste calități și să le scoatem în lumina reflectoarelor, pentru că până la urmă am demonstrat că după o scurtă analiză, mamă, femeie de afaceri, femeie în politică, business-ul pe care vrei, nu vrei, 24 din 24 de ore îl ai acasă, nu numai, te confrunți cu foarte multe situații și sunt în totul de acord cu acest proiect, cu aceste pachete pe care doamna ministru Firea ni le oferă și sper să se aprobe cât mai repede cu putință, pentru că noi de asta avem nevoie. Sunt convinsă că mai multe femei la un loc au rezultate optime, pentru că sunt organizate, sunt foarte sigure pe ele, timpul înseamnă pentru fiecare ceva, știm să-l valorificăm la adevărata lui esență și să scoatem tot ce e mai bun din nou. De-a lungul timpului, deși au fost condiționate să își asume anumite responsabilități, femeile nu au fost apreciate la adevărata lor valoare pentru rolurile multiple pe care le aveau. Acum lucrurile s-au schimbat, iar femeile au învățat faptul că unitatea înseamnă putere. Prin urmare, lucrurile s-au extins și în domeniul politic. Reprezentantele social-democrate sprijină toate femeile cu viziune și le încurajează în fiecare direcție nouă pe care vor să o urmeze.
Amintim astfel că în toate funcțiile publice va fi obligatoriu ca femeile să fie prezente în proporție de 30%, lucru ce va aduce cu siguranță plus valoare atât administrației publice locale cât și centrale, dat fiind faptul că doamnele și domnișoarele pot aduce echilibrul și empatia în rândurile clasei politice, dar și în rândurile instituțiilor din România.